vara aceasta și pentru cei pe care nu i-am văzut încă aici la club și le zic tuturor bun venit, voi repeta miracolul care s-a întâmplat. Doamna profesoară Steluța Istrătescu, în colaborare cu Centrul Cultural Piter, ne-a invitat la o seară de lectură, ceea ce vrem să fie și astăzi seară. A fost așa de frumos atunci, o atmosferă minunată, încât doamna Steluța Istrătescu, eu, doamna Carmen, directoarea Centrului Cultural, Marius și ceilalți scriitori care erau în jurul nostru, am decis să repetăm lunar miracolul. Am înființat așa de un fel de club de lectură și ne-am propus să aducem lecturi atât din scriitorii argeșeni și piteșteni, care evident evoluează în zona noastră, cât și din, de ce nu, celebrități. În măsura în care vom reuși să ne organizăm financiar, vom invita scriitorii din țară și poate și din străinătate. Deocamdată, însă, avem plăcerea să vă prezentăm astăzi seară pe o prozatoare contemporană, scriitoarea Aurelia Corbeanu, care este dragă sufletului meu din mai multe motive. Primul motiv este că doamna Aurelia Corbeanu a fost membra activă a Fundației Culturale Liviu Repreanu, atunci când Fundația Culturală activa ca cenaclu aici, în Pitești. Prezentă mereu, a rămas în inima mea o amintire extraordinară. Acum lucrurile s-au întors și nu mai vine doamna Aurelia Corbeanu la Pitești, merg eu la Curtea de Argeș, unde se desfășoară un club de cultură, un club al iubitorilor de cultură. Eu îl numesc Cercul Spiritual de la Curtea de Argeș și vă invit pe toți, din tot sufletul, coordonat de academicianul Gheorghe Păun, loc unde se întâmplă adevărate evenimente culturale, unde doamna Corbeanu este mereu prezentă și, așa cum am spuneam, lucrurile se întorc și s-au întors, merg eu lunar la Curtea de Argeș. Al doilea motiv pentru care scriitoarea Aurelia Corbeanu este dragă inimii mele este că domnia s-a avut încredere și mi-a dat cărțile sale înainte de a apărea în manuscris. Le-am citit, evident am încurajat-o și iată, astăzi pe pianul din fața dumneavoastră avem în ordine cronologică 3, 6, 7 apariții editoriale. Prima dintre ele, cu o foarte frumoasă copertă, Pentru o altfel de iubire, apărută în anul 1990. În anul 1990, imediat după Revoluție, pentru că aproape toți dintre noi nu reușeam să publicăm ne publicăm cărțile în timpul comunismului, fiindcă erau doar câteva edituri în țară și evident aglomerația era foarte mare. A urmat o carte, să zic așa, de mare succes, care s-a vândut foarte bine, Zâna zânelor și altul dintre a șasea, apărută la Tipar, paralela 45, pardon. Să zic așa, o carte de succes, cunoscută în foarte multe școli, fiindcă doamna Aurelia Corbeanu este și profesoară de literatură română, deci abordarea către școală s-a făcut în cunoștință de cauză și de materie. Timp de patimă este carte pe care eu am citit-o în manuscris, ne duce către trecut, către mit, către tradiție, către istorie. Să știți că trec repede prin aceste cărți, fiindcă vreau să ajungem să spună doamna Corbeanu. De fapt, am pregătit 3 întrebări esențiale, dar le voi lăsa după aceea. Vreau să ne spună doar câteva lucruri, fiindcă avem și un invitat drag nou, actorul Puiu Mărgescu, care m-a amenințat că la 6 are repetiție. Deci, imediat ce termin prezentarea cărților, îi cedez microfonul. Mai stai o clipă jos, mă stai? O clipă jos, ca la școală, ca la școală. Era făcut un deosebit efort ca să fie ales de noi. Povești tot pentru uzul elevilor și școlarilor de vârstă mai mică,
La fel ca și elefanțelul pierdut. Sunt cărți care se adresează copilor și dintr-o dată vine o carte cu un conținut aproape tragic. Păsări migratoare este o carte care se adresează cititorului contemporan cu o problemă, poveste din contemporaneitate. Anul trecut, la Târgul de Carte Gaudeamus, noi am vorbit despre această carte, Fărâmă de gânduri. Doamna Corbeanu n-a putut să fie cu noi, fiindcă era pe coordonate naționale geografice foarte îndepărtate, foarte îndepărtate. Sperăm că anul acesta să fie prezentă în Târgul de Carte Gaudeamus de la București, care va fi în noiembrie, și de asemenea mai ales pe elevii îi invit, fiindcă anunțarea unui târg de carte este prielnică actului de cultură. Fărâme de gânduri sunt eseuri panseuri, cu o foarte frumoasă ilustrație făcută de graficianul Cucu Ureche de la Curtea de Argeș. Aici, prozatoria și-a concentrat, condeiul, ca să spun așa, pe un fel de maxime. Vom citi din ele. Ei, după Bach, topul a început când a sunat telefonul. Ea tocmai își îmbrăca bluza încercând să nu strice coafiura. Dar cum bluza era strâmtă și nu intra pe cap, a întins puțin de colteul. Acesta a pocnit, s-a lărgit și bluza a alunecat ușor de-a lungul corpului. Apoi a fugit la telefon. A vorbit grăbită și ușor iritată. Da. Voi veni la bar peste o jumătate de oră. Puneți bere la rece. Da, și a închis. În timp ce vorbea, și-a văzut bustul în oglinda de pe peretele holului. Prin decolteul lărgit, un sâm scăpase afară. Nu e rău deloc, gândi. Ba chiar e chic. Ce-ar fi să mergi așa, la bar? O întrebă cea din oglindă. Ești sexy. Ești nebună. De cum să merg așa? Da. Astea care merg cu buricul gol, cum sunt? Una e cu buricul gol, alta e cu sânul. Vezi, bine e că greșești, o ademenicea din oglindă. Și buricul și sânul, tot una e. Fata se privește cu atenție. Vede un sân mic, ușor bronzat. Se mai întoarce într-o parte, apoi în cealaltă, descoperind uimită delicatețea formei. Vezi? O ispitește din nou oglinda. Parcă e sculptat de Rodin. Gata. M-am hotărât. Merg așa. În front sunt liber. Am luat bacul cu cea mai mare notă din oraș. Cine ce are cu mine? Fac ce vreau. O să fie un șoc pe stradă. Iar când voi intra în bar, colegii vor rămâne trezniți. Înaintea pe bulevard, călcând alele și cu o privire sfidătoare, încerca să-i intimideze pe trecători. Nerușinare, teribilism, nebunie, imoral, artă, domnule, beton, extra, mititica. Alunecau cuvintele cavalul, dar ea trecea fără să le ia în seamă. Avusese curaj. Tocmai ea, Tocilara, era acum un om liber. Așa a vrut să iasă, așa a ieșit. Păi, dracu cu complexele. Când a intrat în bar, a fost o clipă de năuceală. Apoi băieții și fetele au izbucnit în aplauze. Șoc, trăzne, de neimaginat. Să vină berea! Odată suntem bacalaureați. În bar mai sunt câteva persoane străine de grup. Stau pe scaune și beau bere. Un tânăr bea coniac. În grupul absolvenților, veselia se eliberează de orice constrângeri, iar viespile cuvintelor se rotesc amețite deasupra paharelor de bere. Într-un târziu, tânărul din colț mai cere un pahar de coniac, îl dă peste cap dintr-o sorbitură, se ridică brusc și din doi pași în genunchi la picioarele fetei. Prinde sânul în căușul palmei și începe să-l sărute pătimași. Fata țipă de spaimă și de uimire. Viespile cuvintelor se învolburează și norul năvălește asupra grupului
statuar. Și am mai găsit aici o povestire foarte interesantă. În recreație. Johnny Popescu privește impacientat ceasul. Cât mai până sună? Poate scap neascultat. Dar chiar în acel moment aude vocea profesorului. Da. Popescu! Vorbește dumneata despre moara cu noroc. Elevul se ridică și începe să vorbească repede și sigur ca să impresioneze. Moara cu noroc a fost scrisă de Ion Luca Caragiale. De Slavici vrei să spui, îl corectează profesorul. Da, da, adică dacă Ile Caragiale a fost un mare dramaturg, atunci Ion Slavici a fost un mare naraturg. În Moara cu noroc ne exprimă modul cum își căutau tinerii norocul. Ei credeau că e bine să se privatizeze și să-și facă o moară. Dar aici vine Lică să bădău. Lică să mădăul, îl corectă profesorul. Care purta o cămașă cu bulb de argint și băga râcă între ei. Că Lică era șeful porcarilor și capul unei benzi de haiduși de pe strada lui. Clasa îl încurajă râzând în hohote, iar profesorul zâmbește îngăduitor. Sună de recreație. Cum sună, poarta liceului devine neîncăpătoare. Toți tinerii doresc să iasă deodată ca să aibă timp de o cafea și de o țigară. Abia scăpate din înghesuială, două fete se opresc nehotărâte. La care merge în față? La alt în dreapta sau la alt în stânga? La alt din stânga, că e mai aproape. Fetele intrară, cumpără o cola și un pachet de chips și se așeză o masă. Tot acum intră în bar și Johnny. Johnny, urmat de o gașcă veselă, se apropie de chelneriță vorbind tare cu un tânăr de lângă el. De ce n-ai spus, bă, că s-a sunat când ai văzut că proful vrea să mă asculte, a? Ce, mă, erau vreo 15 minute. Păi și ce? Păi până ziceai tu că s-a sunat, el zicea că n-a auzit. Tu ziceai că ba da, s-a sunat, mai zicea și eu, las că s-a sunat și scăpăm și eu. Las, mă, că tot nu ți-a pus notă. Da, să știi că nici n-am fost atent. Tocmai atunci a plecat Alina să-și ia creionul de jos și eu cu ochii după ea. Păi da, i-am văzut balcoanele și buricul. Marfă, bă, ai fost norocos. Gata, te iert. Și zice el, se adresă spre cei din jur privind infatuat. Ca și el răspunde nerăbdătoare o fată. Bine. Cafele pentru toți. Și whisky. Adică whisky cu cafea și țigări. Dar să fie bune. Că și azi plătesc eu pentru toți. Bisnițăreala lui Babacu a mers pe don. Și m-a sponsorizat și pe mine cu câțiva verzeșoi. Tinerii satisfăcuți de comandă aprind țigările gălăgioși, sorb din cafele și vorbesc liber, arătând cât de bine cunosc anatomia corpului omenesc. Texanul, că Johnny era îmbrăcat în tocmai ca un cowboy, întrebă pe vecina lui în timp ce se așeza pe scaun. Ce ai făcut aseară? Eu am fost la bar. Povestește veselă și alintată, așezându-i se în poală. A fost o distracție mișto, mă. Am făcut concurs cu băieții care din noi bea mai mult. Pe bune. Și? Să nu spui că i-ai întrecut. Ai, nu i-am întrecut, că
După al patrulea pahar cu whisky am început să cânt ca Madonna și n-am mai știut nimic de mine. M-au dus băieții pe sus acasă, cam pe la 3. Norocul meu că babacii dormeau bușneam și n-au auzit nimic. Iubito, hai să te pupă chestia asta. Să știi că ești mezeriaș rău de tot, bă bune, zice Johnny trăgând-o spre el. Stai un pic, să luăm câte un winter fresh de ăsta, că să fie un sărut parfumat. Așteptăm guma, texanul care mai cere un whisky și se adresează celor două fete care beau cola. Ce faceți, gagicilor? Tocu tot ceva, ha? Tocu desene animate, ha? Uitați la desene animate. Tot, răspunde una. Mai stăm în primăvară că e frumoasă. Ai urel, strigă Jenny, neînțelegând unde bate fata. Apoi continuă iritat. Vedem belelor, creiere de găină. Gâștelor, băgați bine la bine, idealul generației noastre e sex, whisky și bani. Banii lui babacu. Restul era hat. În acest moment se apropie de ei unul vesel și cu chef de vorbă. Băi, Johnny, mai spune-mă o dată și scăra, cum a fost la oate, vă, să audă și ei. Tinerii se strâng în cer, gata să se amuze. Johnny, mândru că este în centru atenției, povestește fără să aștepte a doua invitație. Mă scoate la tablă și îmi dictează cu ecuații. După ce o scriu, iau așa, și iau o poziție așa de... Fac așa, știi? Pac! Pac! De șmecher! Și... mă uit direct în ochii lui. Și a pus. El se uită la mine. Eu încep să râd și mă uit la el. Râde și el și zice. Rezolvă, că trebuie să spun o notă. Nu puteți să mi-o pune și fără să rezolv? A? Au vreau să zic privindu-l cu subînțeles. Pot, cum să nu pot, dar mai ai două note de trei. Dacă îți mai dau un trei, rămâi corigent. Păi dacă nu-mi place matematica, nu vreau să. Nu-mi place. Ești tabla mulțării noștri. De ce n-ai învățat? Păi, dacă am calculator, ce mai trebuie tabla mulțării? Pum lovit, pum tochit. Exclamă în cor gașca plină de entuziasm. Și examenul de admitere cum l-ai luat? Mă întrebă mai departe. Nu l-am luat eu. L-a luat alt bătrân. Și nu vrei să termin liceu? Bă, vreau. Vreau să stau cât mai mult pe aici. Adică zic că, iată, că aici mișto, barul peste drum, alt bătrân nu mă sâcă, că stau degeaba. E mișto, zău. Dar cu învățătura lăsați-o mai boale. Pe ce, dumneavoastră ați învățat atâta carte și avea, aveți o amărâtă de Dacia. Tata are 2 ani de profesională și învârtește niște chestii, domnule, să... Câștigă milioane, vă pune. Da. A făcut vacanța în Grecia, domnule, și are un esperon. Și atunci, ce? Nu e bine să o lăsăm dreacul de ecuație? E bine, zice profesor. E bine, da? Vorba e dacă și viitorul
O mai aparține unora ca voi. Mergi în bancă. Îți mai dau un 3 ca să stai mai mult. Pe aici, pe aici, printre gagici, aici, și baruri mișto. S-a sunat de intrare. Anunță cele două fete, îndreptându-se grăbite spre ieșire. Ceilalți tineri le urmează călcând alene, trăgând ultimul fum de țigară. Întorcându-se spre prietena lui, John întreabă. Ce ai acum? Mat. Și te interesează? Da, deloc. Mergi cu mine? Mergi cu mașina. Merg. Unde? Păi să ne relaxăm. O întâmplare la sfârșitul anului școlar, clasa 8, se făceau atunci banchete, așa se numeau, de elevii clasei a 8-a, să mergem undeva unde să sărbătorim sfârșitul clasei a 8-a. Și trebuia să facem, să fie foarte frumos, cu bani foarte puțini. Elevii nu aveau așa de mulți bani. Și atunci cineva îmi spune, avem o cabană la munte și nu... Închiriază ăștia de la Ocolul Silviei și nu ne costă nimic. Nici cazarea, mâncare aducem noi de acasă, copiii aduncă fiecare, o găină, o brânză, ceva, fiecare ce avem, facem prăjiturile părinții, gata. Facem așa, închiriem autobuzul, ne urcăm în autobuz și plecăm la vestita cabană. Foarte frumos peisaj, la munte, pe Transfăgărășan, după aceea o luăm noi la dreapta, intrăm într-o pădure, mai mergem un pic, ajungem la cabană. Ușa încuiată, cu lacăt. Directorul de atunci zice, păi îl spargem, că ăștia ar fi uitat că venim. Sparg lacătul și intrăm înăuntru. Înăuntru nu pot să vă spun decât atât. Era un dezastru. Pereții cu umezi, niște mese răsturnate, o sobă mare, rece, în centru camerei. Unele fete au început să plângă. Eu, ca dirigintă, doar părul nu l-am smuls. Ce să facem acum? Și deodată zic, măi copii, uite ce este. Omul sfințește locul. Hai să facem ceva să fie bine. Și am rezolvat repede niște mături de nuiele, am făcut foc în soba aia mare, era o sobă mare de zid, o plită mare, am făcut focul, am adus cu copiii lemne, am făcut foc în soba aia, bineînțeles că soba a început să încălzească și focul înviorează viața întotdeauna, fetele s-au dus și au adus flori și am pus flori pe pereți, flori pe geamuri, flori, peste tot am umplut de flori. Am măturat frumos sala, am așezat mesele, am pus fețele de masă pe care le aveam de acasă, s-a încălzit frumos de la focul acela și într-o oră se făcuse un local de 4 stele. Și am petrecut foarte frumos, am avut și cazare în dormitoare, a fost foarte bine și au plecat copiii foarte mulțumiți și de atunci tot mereu mai zicea, doamna profesoară, știți, omul sfințește locul. Și ne aduceam aminte de momentul acela care a fost aparent un dezastru și s-a sfârșit cu ceva foarte frumos. Romengleza noastră cea de toate zilele. În maxi taxi e înghesuială mare. Puțin coboară, mulți urcă. Unii stau în picioare, agățați de barele de susținere sau se sprijină de spătarele scaunelor așezate de o parte și de alta a culoarului îngust de pe mijloc. Obosiți și zvârliți de colo-colo, aceștia ajung să se răstoarne peste cei care stau pe scaune. Nimeni nu-și cere scuze. Cel înghesuit se uită crunt, cel căzut peste el îl apostrofează veninos. O, că nu ți-am stricat lucrul. Și ce? Nu ești de sticlă să te spați. Să-și ia mașină, bă, coi noi convine. Completează arogant un vlășgan aproape prăvălit peste un bătrânel care s-a făcut mic, mic, pe locul lui.
Radioul șoferului umple mașina cu vocea lui Copilul Minune. Și când maneaua s-a terminat, începe o emisiune culturală. Cu greu se pot distinge cuvintele prin mulțimea de voci care se întretaie acoperindu-se unele pe altele. Oricum, la un moment dat auzim clar. Eugen Lovinescu avea o mare suprafață de cultură. Imediat, vecinul se apleacă spre mine și mă întreabă. Unde o fi vânzând recolta, că eu am niște greu din vara trecută și nici acum n-am reușit să găsesc un cumpărător. Îi fac semn cu mâna că nu aud. Tot atunci unul din spate strigă. Oprește, doamne! Ai trecut de poarta mea, băi! Unde mamă dracului mă duci, băi, băi, te, băi! Fără comentarii. Șoferul oprește, supăratul coboară, continuând să strige nemulțumirea. Tot acum mai coboară câțiva. Pe scaunele din fața mea, rămase liberă, se așeză un bărbat și o femeie. Aplecându-se spre ea, omul continuă discuția vorbind tare. Mâine mă duc la el și îi spun clar. Domnule, am o cheie nevestii. Primează job și te invită în weekend la sfârșitul săptămânii, la bar, la pleacă, numai, băi. Sau dacă preferi la mine, te invit la mine, sau tăiam purșel, facem un talk show, de să duci vestea, băi. E mai bine să-l chem la țară, răspunde ea cu o voce sigură. Dacă tai un purșel, nu-i mare lucru, dar dacă te pune menajer, atunci toată business-ul e pe mâna ta. A, băi, dreptai. Păi firma asta lui Atelier de Ecologie Universală, chestiune de viitor. Chiar atunci, de pe scaunul din dreapta, se ridică hotărât un bărbat îmbrăcat într-o scurtă de piele. Se oprește lângă scaunul celor doi și, arătându-le legitimația, zice grav. Ați încălcat legea pruteană, fiindcă ați folosit limba engleză într-un loc public fără să o traduceți. Dar noi n-am știut că... N-ați știut? E problema voastră. Sunteți sancționați să lucrați 7 zile în folosul comunității. Astfel, femeia 3 zile și bărbatul 4 zile. Veți păzi pe rând statuia voievodului din centrul orașului ca să nu se mai scălească nimeni pe ea. Am zis! În mașină s-a lăsat o tăcere cu spaimă. Atunci șoferul izbucni indignat împotriva celor care se buluceau în spatele lui. Băi, dar nu staționați, băi, platforma în față mașinii, băi! Mergeți, băi, fond, băi! Călătoria continuă și ambianța plăcută se reinstaurează când la radio se aude vocea lui Copilul Minune. Și o superbă povestire, e ultima definiție, ultima din carte, și pe care vă citesc eu o seară. Dacă v-a plăcut, vă invit vineri la premieră. Pentru elevii 5 lei intrarea. E spectacol de revistă, umor, muzică și gagici mișto. Adică, asta apropo de, adică niște balerine foarte talentate și foarte, foarte drăguțe. La ora 6. Nu aveți timp la 6? Duminică, din nou, de la ora 6. 18. Se numește ce... Cum te simți, doctore? Definiții. Ce este cerul? Un imens ceaun așezat, cu fundul în sus nituit cu stele și rezemat pe osia lumii ca pe o toartă. Ce este cerul? Ecran imens pe care regizori faimoși proiectează decupând din pânze mișcătoare de nori, forme fantastice, bizare, pe care numai copiii le pot vedea.
Și totuși, ce este cerul? Este podul casei noastre, părintești, podul plin de cai și mister, în care zac adunate în tronuri vechi de stele atâtea vise, atâtea doruri. Ce altceva? Ce mai este cer? Este glazvandul uriaș așezat între noi și Dumnezeu, prin care Creatorul continuă și azi să privească uimit la cea mai desăvârșită și totuși controversată operă a sa, omul. Dar uneori, ce este cer? Este acel ceva spre care ne urlăm disperarea sau spre care ne șoptim iubirea. Ce este cerul după marea trecere? Poate este acel rai atât de mult visat spre care sufletele rătăcesc neștiind și neștiute, despovărate de greutatea trupului de lut, în căutarea celui ce a fost la început, înainte de a gusta din mărul dulce, amar, al ispitirii. Ce este cel pentru mine? Aș vrea să fie o punte de lumină pe care să ne mai întoarcem din când în când, să ne întâlnim măcar în vis cu cei rămași acasă.